Sculmerea aceasta este un exemplu de formă cu simetrie centrală. Și ca să o realizăm, o să facem poligonul de bază, o să-l extrudăm înclinat și o să scădem o sferă și niște cilindri din forma rezultată. Și totul o să fie racordat pe muchi cu o rază de racord. Prima discuție relevantă este cea privind cum facem forma de bază. Creăm o schiță pe plan orizontal, ne uităm la ea de sus și acum, între uneltele disponibile, există atât poligoane regulate, cât și opțiunea de ray circular. Poligoanele sunt par mai tentante din cauza că rezolvă repede toate constrângerile. De pildă, un poligon circumscris cu centru aici, cu raza 50, tab și numărul de 3 laturi. Enter. Și din nou, încă un poligon de aceeași natură, cu, nu știu, raza de 40, tot 3. Aici, al doilea poligon are, n-a fost centrat, nu-i nimic, se poate adăuga o constrângere ulterior. Coincident, punctul de aici trebuie să stea peste punctul de aici. Am clicat succesiv cele două puncte. Latura asta ar trebui să stea verticală, o selectez și aplic constrângerea de verticală. La fel și cealaltă. Acum figura e neagră, semn că este determinată. Dacă însă încep să tai colțurile suplimentare, ca să păstrez doar forma de hexagon semiregulat, apare acest mesaj din dreapta jos care ne avertizează că încep să se pierdă informații, constrângeri dispuse inițial. Când s-a creat forma de poligon regulat, programul a adăugat singur o mulțime de constrângeri, care acum nu mai sunt acolo. Deci, în cazul unei modificări, se pierde toată informația inițială. Sigur că se poate corecta lucrul ăsta. Pot să revin și să încep să caut soluții ca să obțin simetria. Soluții, de pildă, una ar fi să punem egalitate între laturile asta cu asta și asta cu asta. De asemenea, asta cu asta. Și asta cu asta. Și am mai putea crea un cerc față de care toate punctele de vârf să stea pe el. Aici constrângerile acestea suplimentare de distanță forțează desenul să se strâmbe într-un fel nedorit. Nu vrem constrângeri de distanță, ci vrem ca regula geometrică să se păstreze. Am putea fixa doar cercul cu constrângerea fixă în fix. S-a făcut verde, semn că este fixat arbitrar, nu este obligat de celelalte reguli geometrice să stea fixat, dar având acum un element fixat, restul pot fi mișcate corect și coerent. Mai rămase să punem niște coincidențe
aici. Și aceasta prova care rezultă. Când am încercat să pun o constrângere în plus față de ce permite geometria, primesc acest mesaj de eroare, că acea constrângere nu poate fi pusă fiindcă schița ar fi supraconstrânsă. Mai pot transforma cercul ăsta într-o figură constructivă și din acest moment avem, chiar dacă eliberez cercul, deci dacă nu le eliberez, geometria impusă, egalitatea laturilor opuse și unghiurile egale, se păstrează din cauza condiției ca toate să stea pe cerc. Dacă eliberez și cercul de constrângerea de fix, atunci putem face și asta, putem și redimensiona. Și vedem că avem o regulă consecventă care face ca figura să se modifice coerent și să nu mai pierdem informațiile pe care le-am dorit. Asta a fost o soluție mai anevoioasă și care implică ceva cunoștință de geometrie, obișnuință cu geometria. Și poate nu aș recomanda. Am vrut să atrag atenția asupra pierderilor date de această operație de trim. În general, modificările o să piardă din constrângerile puse automat de program sau puse de noi. Și va trebui să revenim. Deci, după ce se fac operații de modificare, trebuie revizuite atent constrângerile ca să ne asigurăm că s-a păstrat ce avem nevoie să păstreze. O soluție alternativă și mai simplă ar fi să construim un prim segment, să zicem vertical, care să fie aliniat, mijlocul segmentului să fie aliniat cu orizontala, pentru asta se procedează așa, se pune un punct pe mijlocul segmentului, când am atins mijlocul apare constrângerea de midpoint, triunghiul, cunoscut din alte programe, apoi se pune constrângerea de orizontal-vertical între origine și punctul de midpoint. Asta e o metodă de a păstra simetria obiectului, simetria unui segment. O metodă alternativă e să construim tot un segment vertical. Și să impunem ca cele două capete ale lui, prin constrângerea de simetrie, să fie simetrice față de axa X. Se selectează un capăt, celălalt capăt, apoi fiindcă axa X nu e abordabilă de aici, se găsește aici. Odată ce am pus un prim segment, putem să facem array circular. Array-ul circular, așa cum știți din alte programe, este o copiere la intervale, o rotație la intervale egale cu copiere, cu opțiunea de copiere activă. Ni se face albastru butonul de selecție corespunzător obiectelor pe care le așteaptă și noi selectăm. Dacă nu mai avem nimic altceva de selectat și butonul a rămas în continuare albastru, trecem noi manual la următoarea întrebare. În alte cazuri, când butonul așteaptă un singur obiect, atunci trece singur la următoarea întrebare. Următoarea întrebare este punctul de centru al areului. Acesta. Și în fine, unghiul implicit îl face 180, 360, unghiul de acoperit, iar numărul de item implicit 3 e ok. Și avem acest array pe care îl putem modifica trăgând de oricare din segmente. Îl putem modifica și așa, cu dublu click, dacă nu știu, vrem alt număr de segmente. Iar ca să finalizăm forma, mai conectăm cu linii segmentele de capăt.
puntada de capăt. Și am ajuns la soluția anterioară printr-un număr mai simplu, de mai scurt de pași, fiindcă am pus o constrângere mai abilă acestor rei. Odată ce avem figura făcută, putem da Finish Sketch, apoi o să folosim unealta de extruziune. Observăm că e o figură bună pentru că e o figură cu interiorul albastru. E o figură bună pentru a genera solide. Dacă nu avem un contur închis dintr-o greșeală de construcție, aici ar fi rămas alb și comanda Extrude n-ar fi putut selecta acest profil. Acum îl poate selecta. Vedeți că dacă clichez pe interiorul lui, îl vede ca pe o suprafață, ca pe o insulă. L-am selectat. Nu mai vreau alte profile de selectat. Aici putem să facem extruziune vizual. La fel, înclinarea o putem face de aici vizual. Sau, dacă preferăm, numeric. De aici. După ce am dat Enter, comanda s-a închis, putem oricând reveni pe ea aici, vedeți că a apărut schița și a apărut extruziune. Se poate reveni și modifica orice nu ne place. La fel, se poate modifica schița. Ea a fost ascunsă intenționat de program, fiindcă a fost folosită de comanda de extruziune și programul a presupus că și-a făcut treaba și nu mai avem nevoie de ea. Dacă mai avem nevoie de ea, o deschidem, facem ochișorul aprins. Și acum o putem modifica obținând variații formale care ne conduc spre cea mai bună formă căutată. Din locul ăsta, ce mai avem de făcut este să generăm o sferă și niște cilindri pentru a-i scădea din forma de bază. Lucrul ăsta se poate face în două feluri. Avem posibilitatea să lucrăm cu primitive. De aici există sfere și cilindri. Sau putem continua pe sistemul lucrând cu schițe care determină pozițiile, profilele. O sferă ne-am obișnuit de mult să găsim o comandă pentru ea și e mai puțin obișnuit să facem un sfert, un semicerc pe care să-l rotim cu Revolve. Dar, ca exemplu, iată cum se folosește o primitivă. În primul rând, ne cere să o așezăm pe ceva. Chiar dacă e un obiect tridimensional, punctul lui principal trebuie să stea pe ceva. Putem clica aici în origine. Ca să fim siguri că ne agățăm de axa de simetrie. Și apoi facem o sferă mai mare sau mai mică. Ea implicit are tendința să opereze cu obiectele pe care le găsește, cu solidele pe care le găsește. Dar nu am vrea să facem o scădere așa. Am vrea întâi să o ridicăm și apoi să facem scădere. Pentru asta nu o lăsăm să interacționeze acum cu body-ul, cu solidul existent, ci creăm un nou body. Dăm OK. După aceea folosim unealta de mutare. Vedeți că a apărut sfera aici. Folosim unealta de mutare și o selectăm. Și o ridicăm. Și când ne-am găsit poziția optimă, dăm OK. Și de-abia acum o scădem din cu Modify Combine. Combinăm două corpuri ulterior momentului creației lor.
se poate folosi, se pot combina unul sau mai, două sau mai multe corpuri. Primul, ținta, trebuie să fie un obiect unic, deci am selectat ținta în cazul scăderii, obiectul din care se scade. Dar tools puteau fi mai multe, pot fi mai multe obiecte pe care le scădem. Și apoi hotărâm operația dorită, scădere. Și rezultatul e apare după ce apăsăm pe OK. Putem în continuare să facem modificări. A rămas prea, e prea plată scrumiera. Revin pe unealta de mutare și mut. Acum e prea mică marginea asta. Revin pe sferă și o găsesc la poziția inițială unde a fost generată ea. O mișorez. Deci aici intervine o problemuță. Când lucrăm cu primitive, trebuie să le creăm undeva și apoi să le repoziționăm. Și din cauza asta, modificările nu mai sunt triviale. Nu mi-e foarte clar cum trebuie să modific raza sferei ca ea să se înscrie bine în locul ăsta. Deoarece când lucrez pe raza sferei, sunt cu obiectul aici, nu realizez cât de mare trebuie făcut. Asta când lucrăm la ochi n-ar fi o problemă, dar când avem anumite determinări geometrice de făcut între elemente, devine o mare problemă. Și atunci nu se va lucra în condițiile astea de precizie crescută, nu lucrăm cu primitive, ci generăm profile pe care le rotim ca să obținem primitivele, le rotim sau le extrudăm. Cum o să fac în cazul cilindrilor? Trebuie să punem aici niște șanțuri pentru țigări și o să creez o schiță pe planul acesta. Asta e planul lateral, în care o să-mi proiectez, și aici o operație foarte importantă, de la schițe, project. O să-mi proiectez muchia obiectului tridimensional care îmi localizează mie poziția cilindrului. Și anume asta. Da? S-a proiectat aici pe planul schiței. Dacă nu ne place să vedem body-ul, putem să-l stingem. Da, cu precauție ulterioară. Lucrăm aici. Facem cilindru, cercul. Finish sketch. Și acum dacă dăm, atenție, dacă dăm extrude, două observații. Una, linia proiectată este o linie continuă, pentru care programul ia drept linie care participă la secțiuni. De aceea, dacă vreau să extrudez cercul, trebuie să selectez ambele jumătăți ale lui. Vedeți, două profile selectate. O precauție pe care n-ar mai fi trebuit să o iau, dacă avem grijă ca în schița nou creată, linia asta să fie declarată linie de construcție. Se poate declara atât o linie proiectată cât și o linie desenată drept linie constructivă, cum am făcut cu cercul din primul exemplu. Și acum extrud, nu mai vede. A doua observație, că dacă acum fac o încercare de extruziune, mi se atrage atenția, obiectele, body-urile existente nu sunt vizibile. Dacă vreau să forțez să nu aibă loc o operație de asta de booleană, exact așa fac, le las ascunse. Și programul nu are încotro, nu poate crea decât un new body, nu poate crea join sau cut sau intersect cu ceva ce nu vede. Dacă însă vreau să fiu eficientă, fac să se vadă body-urile celelalte înainte să dau comandă de extruziune și apoi extrudez. Și programul a găsit un solid acolo, a făcut implicit intersecție. Acum vreau să multiplic cilindrul existent. Acum cilindrul face parte din obiect. Nu avem decât un singur body.
pentru că obiectele nou create au tot fost compuse cu obiectul inițial și a rezultat deocamdată un singur byte. Când vreau să fac multiplicare, mă fac cu array de la pattern, array circular. Putem să aplicăm array-ul pe fețe, cum ar fi pe asta, pe body-uri, dar body-ul, cilindru, a dispărut, nu mai există ca atare, sau pe feature. Feature sunt operațiile astea care pas cu pas au generat un obiect. Și asta vrem să facem. Am selectat acel feature. Axa de rotație este axa verticală a sistemului. Numărul de item 3. Ok. Și pentru că feature-ul inițial a fost căzut din solid, așa și feature-urile obținute prin array au fost și ele scăzute din solid. Deci acum am posibilitatea să modific schița, fiindcă am făcut cercul ăsta prea mare. Sau putem lăsa vizibilă și modifica de aici. Și cu ocazia asta obiectul e terminat, mai puțin racordurile pe care vă recomand ca în orice program de modelare să le așezați organizat. Dați întâi comanda, apoi selectați, de preferință luați întâi toate transversalele, deci indicați întâi toate razele astea. Ok. Apoi, tot așa lucrăm organizat. Toate transversalele mai întâi. Urmăresc ca să înmoi colțurile, cum s-a întâmplat aici. Dacă aplic filet și pe bucățelele astea, mă aleg cu trase continue, care la următorul filet, din cauza că opțiunea tangent chain e bifată, sunt selectate integral. Deci clichez aici și tot conturul care are segmentele în prelungire cu tangență va fi selectat. Asta fiindcă am scăpat de colțuri. Altfel trebuia să fac click-click-click pe fiecare arc de cerc. Așa și la fel și pe exterior. Și atenție la riscul de erori. Filet are un risc crescut de erori din cauza că geometria, la o rază prea mare, geometria nu mai poate fi respectată. Acum e regulă. Dacă mai cresc raza, intră în coliziune pe aici și nu se mai poate rezolva și atunci de eroare. Și acesta a fost exercițiul cu scrumiera. Vă mulțumesc!